Bună ziua tuturor celor care mă urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. 6 martie, sunt pe modulul albastru. Vreau să vă fac o filmare, da? Vreau să vă arăt câțiva stupi și de pe acest modul, este pe o altă locație. După care o să mergem să vedem stupul la care am introdus rama, dacă a ouat-o sau n-a ouat-o. Am făcut o improvizație, am pus două sârme, da? Aici. Și vreau să pun telefonul, da, să vedem dacă pot să văd acei stupi, acei stupi. O să vedeți că o să vi iau la rând, da, deci n-am problemă, dar am zis că să mă opresc asupra celui alb, unde a fumătorul și alta. Da, ia uitați-vă, sper să vă placă și sper să se vadă ceea ce arăt. Un stup pe 2, 4, 6, 8, pe 9 rame. Da. Este un stup pe 9 rame. Op. Iasă. Mamă, ce strânge diafragma. Am văzut în ultimul timp, am mai uitat și eu la câte un coleg, la câte altul. Colegii spuneau că nu e normal ca albina să înțepe. Spuneau că de ce sunt așa agresive. Mamă, aici avem mâncare și albina, da? O să o pun aici pe la margine. Da? O să o pun aici la margine. Pe dragii mei, a mea înțeapă că are cine, da? Sper că vedeți în continuare. Hai totul să o iau de aici, să nu cumva să o obstureze. Da. Am pus-o jos. Da. Nu cumva să obtureze ceea ce vreau să arăt. Opa. Aici este o ramă cu mâncare. Pentru toți cei care spuneau că eu nu am mâncare în stupi, uite că am și eu mâncare în stupi. E, această mâncare se va consuma de acum încoace. Deci eu de acum încolo nu mai dau hrană. Asta este diferența între unii și alții. Dacă înțelegem sau nu apicultura, da? Deci eu am dat hrană până acum, iar acum eu nu mai injectez hrană în ei. Da? Se duc pe consumul din rame. Asta este o nouă ramă. Mamă, are coroniță, dar este toată ouată. Nu știu cât se vede. Este ou și larvă. Vă repet, sunt singur și este foarte greu ca singur să filmezi. Este ou și larvă. Asta e. Cine crede, crede. Cine nu crede, nu crede. Nu e problema mea. Ia să vedem ce mai avem înăuntru. Hai să vedem ce avem acum aici. Opa! Ehe, începe puietul. Așa arată pe partea asta, căpăcit. Așa arată pe partea cealaltă. Sper să se filmeze ceva. Da? Puiet căpăcit. Larvar. Da, are, e plin de larvar. Să vedem. Dăm cu fum. Aici avem... Ce avem aici? Opa, altă ramă cu puiet. Opa, aici e albina, uitați. Uitați acolo cum ecluzionează albina. Bă, dar e grea rama. E plină de puiet și larvar. Da, așa arată. Bun, o introducem în interior. Opa, se supără, da, e normal. Asta este carpatina, n-avem ce faci. Carpatina este rea. Au, mă doare brațul. Cum vi le ridic să le vedeți. Mă doare brațul, sincer. Ia uitați aici, o altă ramă. Da. A treia ramă. Cu puiet. Top, aș spune eu. Voi nu știu ce spuneți. Da. Ecluzionat, restul este o larvă. Da. Este de toate. Este o zi destul de caldă, 18, 17, 18 grade. Albina este plecată o parte, o parte este în ladă.
Ia să vedem mai departe ce avem. Opa. Da. Aici avem. Opa, ia să vedem ce avem aici. O să oferesc puțin larv, o păstură, deci s-a apucat de ouat și pe această ramă. Da. Deci mie mi este suficient cât puiet am, este suficient mâncarea pe care o am. Am vrut să fac o introducere, să vă mai arăt, pentru că am văzut că vă place să vedeți stup. Și am zis, hai să mai fac colegilor să vadă. Da. Bun, să introduc și această ramă. Rama de margine. Bun. Am introdus această ramă. Când ai chinez, albina e rea, dragii mei. Eu nu știu alt soi de albină. Mie chiar mi-e drag când văd la alții că poate să lucre fără mască și fără de-alea. Eu nu pot, dragii mei. Ăsta mi-e chinezul, asta mi-e rasa, specia și așa mai departe. Eu n-am ce să-i fac. Nu știu. Nu știu eu ce să zic, dar eu știu un lucru. Vă spun cu modestie, da? Când aveam stupii slabi, da? Nici nu prea înțepau, dragii mei. Să-și țineți bine minte treaba asta. De câte ori ai stupii buni, de atâtea ori înțeapă. Nu știu cum știți voi, da? Dar eu așa știu. Hai să vedem, poate se vede și acest stup. Vă desfac doar capacul, nu-l mai desfac, da? Ia uitați cum se prezintă și acest stup. 2, 4, 6, 8 rame, da? Este pe 8 rame, îl închid. Vreau să merg mai departe. Vreau să iau telefonul. Da? Vreau să iau telefonul. Sper să nu stric filmarea. Da, am luat telefonul. Da. Deci am văzut albu, verde, albastru. Da, ăsta este al treilea stup pe care vreau să vi-l arăt. Mă scuzați. Vă repet, sunt singur. Ia uitați cum arată acest stup. Ia uitați. Nu-l mai desfac, vă dați seama. Dacă vreți, vi-l desfac. Uitați-vă, n-a fost desfăcut niciodată până acum. Deci nu a fost desfăcut. Uitați-vă, are încă ceara intactă, totul intact, propolis, ceara. Uitați propolisul, vedeți? N-a fost desfăcut. Nu, stau acum, mi-este foarte greu, promit. În momentul în care am trepiedul, las telefonul jos, uitați filmarea, colegi. Uitați, deci a fost albu, verde, albastru, uitați, tot un alb. Da. Vă arăt ca să nu ziceți, bă, ia uitați ce am aici. Ia uitați, vă rog. Da. Pun caturile pe ei sau nu pun caturile, voi spuneți. Da. Pun telefonul jos. Scuzați, trebuie să fiu. Și vi-l arăt și pe ultimul pe capăt. Și, da, termin în această locație filmarea. Da. Uitați și ultimul. Da, ultimul pe capăt. La fel, 8 rame. Nu știu dacă ce s-a văzut, cât s-a văzut, da. Asta e. Bun, dragii mei. Dacă vreți să mai vedeți, vă mai pot arăta. Da, uitați. Vă arăt și aici pe capăt, dacă vreți să mai vedeți unul. Uitați, vă arăt unul aici pe capăt. Deci pe capătul opus, da. Deci uitați-vă, de aici, de acolo am venit. Și aici este capătul opus. Uitați-vă ce e aici. Da. Spuneți voi dacă bărbosul știe și are stup. Uitați că ăștia sunt stupii mei de producție. Da. Uite, mă dorc jos, da? Ce a fost pe partea asta? Uitați acolo afumătorul. Da? Deci acolo e afumătorul și uitați, mă întorc pe partea asta altă jos. Da, și vă arăt și aici, ca să vedeți. Uitați cum arată stupii, nici nu-l mai desfac. Uitați cum arată. Da, uitați, au zis folia. Da, nici n-a fost desfăcut. Dar nu-l mai desfac, că o să mă înțepe. Da, nu are rost să mai... Da, să mai deranjez, nici să mă înțepe pe partea. Bun, dragii mei, o să revin cu filmarea din cealaltă zonă, unde am dat rama, la stupul la care am dat rama. O să plec cu mașina, pentru că am pe vete diferite. Și o să ne vedem acolo, da? Bun, o să ne vedem
la stupul udatul ramei. Așa cum v-am spus, am revenit pe cealaltă vatră, în altă zonă, da? Și am revenit la acest stup, da? Este acel stup cu trei rame. Asta vreau să vă arăt, uitați. Da, și aici a plouat la fel. Da. E, mă repet, îmi scuzați filmarea, trebuie să, da, cu o mână să lucrez și cu o mână să filmez. Da, rame nemucegăite, da, vedeți? Asta este. Bun. Hei, stupișorule! Ia ce spuneți voi de acest stup? Da? Am fost criticat mult pentru că i-am dat o ramă, da? I-am dat două rame propriu-zis, una în mijloc și una în margine. Dragii mei, este albin în margine? Este. Hai să vedem dacă reușesc cu mâna să le desprind. Ah, greu. Da. Nu. Nu mai le enervez, da? Ia să vedem ce s-a întâmplat cu rama cu miere. Da? Aceasta este rama cu miere. Dragii mei, au curățat-o s-o ouă. Du-te, ia uitați. Au curățat s-o ouă, ceva top. Bun, nu ne oprim asupra ei. Da? O să las puțin telefonul jos ca să pot să centrez rama. Da? Uitați, asta este rama de la margine. Da? Sper să se poată observa. Da? Larvar, puiet, tot ce trebuie. Ia să vedem invers. Da? Aici este deja puietul și așa mai departe. Și acum o să ajungem la rama noastră cu pricina. To be or not to be. Ce spuneți? Uitați, am luat-o și acum am să o întorc și o să o verificăm. Au ouat-o sau nu au ouat-o, dragii mei? Voi spuneți, eu sunt pe silențios. Deci, concluzia, e bine sau e rău, o să pun camera deoparte, o să întorc rama, hai să vedem pe partea asta la altă, da? Hai să vedem ce s-a întâmplat aici cu ea. Te rog, Albina, lasă-mă să filmez. Lasă-mă, te rog, să filmez. Ferească albină. Băi, dragii mei, e o oată? Ia uitați-vă. Sunt jos la laț. Ia spuneți-mi voi mie. E o oată sau nu e o oată? Spuneți-mi. E o oată, mă? Da? Ia uite. E ouat sau nu e ouat? Ia spuneți. Da? Aici au băgat mierea din pungă. E normal, mi-au dus punga, o să-i mai dau o pungă. Bun. Deci, știu meserie sau nu știu meserie? Hai, judecați-mi. Voi sunteți judecătorii. Alții m-au judecat că de ce nu am desfăcut și celelalte rame să se vadă puietul. Uitați, vă desfac să vedeți, ăsta este puietul de pe una dintre rame. Sper să reușesc să-l întorc. Și ăsta este puietul de pe cealaltă parte. Da? Ca să înțelegeți, da, cam cum stă treaba cu această colonie. Bun, dați-mi voie să o închid. Da? Dați-mi voie, vă rog, să o închid.
Nu i-am făcut altceva decât am închis-o. Dați-mi voie să-i pun și mierea. Da. Vreau să o închid definitiv. Da. Punga cu miere. Vreau să-i o pun deasupra. Și am terminat povestea. Da. Punem celofanul. Și cam așa se traduce apicultura la Bărbos. Ce să vă mai spun, dragii mei, nu vreau să mai spun multe, vă repet. Stimă și respect pentru toți cei care fac apicultură. Ce să zic? Da. N-aveți decât cei care vreți să vă abonați, să vă abonați, să vedeți cum va fi sezonul, cum va fi acest tub. Da, am închis. Îi pun capacul. Da. Cum se vor prezenta coloniile? Da. Aici o colonie pe 6-7 rame. Aici o colonie pe 8. Aici una pe 6, una pe 6, una pe 6, una pe 6, una pe 7, una pe 6, una pe 6 și una pe 7. Da, dacă vreți vă mai desfac două colonii. Aici, dacă vreți să vedeți cam cum mi se prezintă una pe 6 rame, da? Pentru cei care vreți ca să vedeți, eu vă arăt, uitați aici, așa mi arată o colonie pe 6 rame. Unii vă zice că e top, alții că nu. În diafragmă, în diafragmă, da? Urmează ca în următoarea săptămână să băgăm rame. Le mai lăsăm puțin, da? Dați-mi voie ca să închid colonia, da? Trebuie să o închid, nu am încotro. Vă repet, sunt singur, îmi scuzați filmarea. Că vreți, vă mai arăt una pe 6. Da? Nu am nimic de ascuns, oameni buni. Da? Eu vi le arăt fix cum îs. Voi judecați dacă e bine sau e rău. V-am mai spus eu vouă, cei mai buni judecători pe YouTube sunteți voi. Noi nu facem altceva decât să vă prezentăm contentul. Restul depinde de voi. Uite, am să desfac ultima, asta albă, da, cea din margine, da, cea din margine am desfăcut-o, vreau să vă arăt și aceasta, pe câte rame este, dragii mei, ia uitați-vă, pe câte rame este, 2, 4, 6, 7 rame, da, este colonia din margine, cam așa mi se prezintă coloniile, nu știu dacă este albină, nu este albină, voi judecați. Da, bun. Eu spun că pentru 6 martie coloniile sunt un dezastru. Deci din punctul meu de vedere va fi o problemă destul de mare. Vom vedea ce vom face, vom munci din greu ca să nu le pierdem. Asta este părerea mea. Dragii mei, nu uitați, Bărbosul vă așteaptă pe live-uri, vă așteaptă să deveniți membri. Am rămas la cota de 100 de lei pentru membrii. Și abonați-vă și vizionați filmele. Mulțumesc pentru susținere tuturor. Mulțumesc celor din Republica Moldova, Italia, Franța, Germania, Spania, Japonia, Statele Unite și celor din America de Sud. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc pentru like-uri, pentru aprecieri. Și vorba mea, sau vorba scrisă în Cartea Sfântă, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Toate cele bune!